Membrii AUR se lasă așteptați din nou după ce au întârziat săptămâna trecută la consultările cu președintele Claus Iohannis de la Palatul Cotroceni. Acum au procedat la fel chiar în prima lor zi în Parlament. De asemenea, și de această dată aleșii AUR au ignorat normele sanitare. În weekend au început formalitățile pentru preluarea mandatelor noilor parlamentari. Deși noii aleși ai Alianței pentru Unirea Românilor au fost singurii care au intrat pentru prima dată în Parlament, chiar în prima zi, membrii acestei formațiuni au întârziat. Și la consultările de săptămâna trecută de la Palatul Cotroceni cu șeful statului, delegația Aur a ajuns cu aproximativ 15 minute mai târziu. Mai mult, ca de fiecare dată, aleșii acestui partid au ignorat măsurile de protecție împotriva coronavirusului. Cei 40 și șapte de noi parlamentari au fost transportați înghesuiți într-un autobuz fără măști de protecție. Este o adeverință medicală care mă exceptează de la purtatul măștii. Eu respect legea. La intrarea în Parlament, unii au purtat măști transparente, iar alții nu le-au avut deloc. Viitoarea senatoare Diana Șoșoacă, de exemplu, nu a putut fi convinsă să poarte masca nici măcar sub nas, așa cum a făcut-o la Palatul Cotroceni. Viitorii parlamentari au depus în acest weekend certificatul doveditor al alegerii lor, o declarație că nu au colaborat cu securitatea, CV-ul, declarația de avere și de interese. Aceștia au plecat acasă cu o Constituție, cu regulamentul celor două camere, cu telefoane de serviciu, serviciu și cu tablete pentru votul la distanță.